Continuăm studiul nostru despre responsabilitățile membrilor adunării, aparte din studiul mărturisirii de credință. Și astăzi începem un paragraf nou din acest studiu. Vă voi aminti care e afirmația în mărturisirea de credință, dar înainte de asta aș vrea să citim un pasaj din Sfânta Scriptură, pentru că acesta este fundamentul pentru care s-au făcut anumite afirmații acolo în mărturisire. Voi citi din Efeseni, capitolul 2, sfârșitul capitolului, de la versetul 19 în jos. Până aici, Apostolul Pavel a vorbit despre adunare și despre misterul adunării, faptul că în noul legământ Domnul și-a constituit templu și casa și poporul din atât din evrei cât și din neevrei, distrugând zidul de despărțire care era prezent în legământul cel vechi, vizibil la templu, curtea neamurilor și curtea evreilor, a femeilor și apoi a bărbaților. Accesul neamurilor la Dumnezeu în adunare nu este restricționat de apartenența la poporul evreu, la circumcizie, la ținerea legii și așa mai departe. Asta este ceea ce spune Apostolul Pavel până aici și le aduce aminte cum erau ei pe vremea când erau netăiați împrejur, pe vremea când erau în inimă, nenăscuți din nou, pe vremea când n-aveau niciun drept de cetățenie în Israel, pe vremea când n-aveau Dumnezeu, n-aveau scop în lume și nu puteau să se apropie de Dumnezeul lui Israel. Dar toate lucrurile acestea s-au schimbat prin credința în Evanghelie și au fost aduși în nou legământ. Și acum Apostolul le spune așa, începând cu versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Apostolul folosește aici imaginea unei clădiri și nu a oricărei clădiri, ci a casei lui Dumnezeu, a sanctuarului, a templului, pentru a ilustra ceea ce este adunare. Da. Sanctuarul pe care Domnul Iisus l-a zidit, casa lui Dumnezeu, în noul legământ, este adunarea, care nu este o clădire fizică. De asta și termenul de biserică, ce face referire la o clădire fizică, este greșit în a exprima sensul termenului original, care înseamnă adunare, strângere împreună, congregație. De aceea, ceea ce avem aici când vorbim despre adunare ca templu este o metaforă. La fel cum vorbim despre adunare ca mireasă sau adunare ca trup. Nu este un trup efectiv, ci este asemănată cu un trup. Trup care este, așa cum este și templu din textul nostru, bine închegat și strâns legat, cum spune Apostolul în capitolul 4, revenind la ilustrația aceasta, la metafora aceasta a trupului. Spune Apostolul aici că în Hristos toată clădirea care e bine închegată, e bine alcătuită, este rezistentă, crește. Interesant, da? O clădire care crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el, spune, și voi sunteți zidiți împreună, evrei și neevrei, sclavi și stăpâni, da? Soți și soții. Sunt mai multe clase în Efes pe care le vedem în epistolă. Și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș, o locuință, o casă a lui Dumnezeu prin Duhul. Adică, prin Duhul Său, Dumnezeu să locuiască între voi și să-și pună numele în adunarea voastră. Asta e ceea ce spune
apostolul acolo. Și acum aș vrea să ne uităm la afirmația din studiul nostru, din mărturisirea de credință. Și când vine vorba despre responsabilitățile membrilor adunării, după ce am pus pe listă lucrurile care ne-au strâns împreună și motivele pentru care suntem împreună și acordul sau unitatea dintre noi, mărturisirea spune așadar, ne vom strădui prin harul lui Dumnezeu să ne luptăm pentru creșterea acestei adunări în sfințenie, în cunoașterea cuvântului și în mărturia ei înaintea lumii. Să îi acordăm o întâietate sacră în fața tuturor instituțiilor de origine umană, să participăm la întrunirile ei în mod regulat, lipsind doar din motive acceptabile înaintea Domnului Iisus, să contribuim cu bucurie și regulat la susținerea lucrării, a cheltuielilor adunării, a programului său misionar în întreaga lume. Asta este paragraful spre care ne vom uita, dar astăzi vreau să ne oprim doar la prima parte. Știind că Dumnezeu prin harul Lui ne-a scos din lume, ne-a mântuit, ne-a călăuzit spre a fi botezat scriptural și alcătui un trup, o adunare, împărtășind cu toții atât lucrarea Duhului în mântuire, cât și călăuzirea Lui în botez, împărtășind cu toții aceeași membralitate, spune paragraful anterior, acum îl parafrazez, am căzut cu toții să de acord să ne asumăm următoarele responsabilități despre care am spus că sunt esențiale pentru a-L glorifica pe Dumnezeu în mijlocul adunării, prin trăirea noastră și prin păstrarea disciplinei adunării, așa cum este ea învățată în Scriptură. Ne vom strădui, spunem aici. Ce înseamnă lucrul acesta? Avem în Scriptură mai multe afirmații care arată spre un efort intens și susținut al credinciosului. Apostolul învață pe Timotei să își dea toate silințele. Da? Să facă anumite lucruri spirituale. Tot Apostolul Pavel folosește diferite imagini care ilustrează tocmai acest efort mare. Vorbim despre o luptă, da? Ne luptăm, sau el folosește imagini din sport, aleargă, da? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să dăm la o parte în mod sistematic piedicile care ne pot îngreuia în alergarea aceasta, în așa fel încât să fim cât mai liberi, cât mai performanți, dacă vreți, în alergarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Viața de membru al adunării, o știm cu toții, dar e bine să ni se aducă aminte, înseamnă sau este caracterizată de disciplină. Disciplina implică, am vorbit data trecută despre ea, disciplina implică un efort susținut, continuu. Nu ești disciplinat dacă doar din când în când te ții de un antrenament. Înseamnă ceva regulat, ceva, un efort continuu, un efort susținut. Disciplina implică autocontrol. Autocontrolul este numit în Scriptură înfrânare. Da? Adică, sau stăpânire de sine. Indiferent că îmi place sau nu îmi place un lucru, indiferent că îl găsesc greu sau ușor, eu îl fac. Asta este disciplina, este autocontrolul. Autocontrolul înseamnă și să mă împiedic pe mine însumi de la a nu face, a nu da curs unor porniri care pot să fie rele sau păcătoase sau păguboase sau care pot să-i rănească pe alții. Da? Eu trebuie să-mi țin în frâu firea mea, în primul rând, pornirile mele. Trebuie să-mi țin în frâu limba sau gura, pentru că prin ea pot să îi rănesc pe alții și pot să provoc pagube. Suntem învățați să ne controlăm pe noi înșine și viața adunării și viața de membru adunării implică tocmai lucrul acesta, o creștere tot mai mare, o disciplină tot mai mare, un autocontrol tot mai bun. De ce e necesar autocontrolul?
Păi, câtă vreme copilul este mic, are autocontrol. Bebelușul nu are și nu te aștepți, da? să aibă stăpânire de sine. Din contră, stăpânirea, controlul vine din afară. Nu? Limitele pe care părinții le pun, disciplina pe care părinții o exersează asupra lui, e una care vine din exterior. Dar, pe măsură ce copilul crește, înțelege raționamentul părinților. De ce nu e bine să fac așa? Da? De ce este mai bine să-mi ascult părinții? Și își însușește anumite valori, fie prin ascultare de părinți, fie prin experiențe negative și își dă seama că da, era mai bine să fie ascultat, că nu mi-au vrut rău. Da? Da? Pe măsură ce omul înaintează și crește, el învață să se autostăpânească. Autostăpânirea înseamnă efectiv că nu suntem noi centrul pământului, buricul pământului, și nu tot ceea ce este în inima noastră este cel mai bun pentru noi sau pentru ceilalți. De fapt, societatea vine cu o altfel de ofertă. Da? Fii tu însăți, ceea ce îți dorești e cel mai bine pentru tine. Tu știi cel mai bine ceea ce te face fericit. Dar e totul concentrat pe om. Indiferent de cum reacționează ceilalți sau ce impact au dorințele tale asupra celorlalți, cel mai important pentru tine este să îți împlinești tu propriile tale dorințe sau aspirații sau așa mai departe. Scriptura ne învață altceva, că omul cel mai bun, omul cel mai eficient, omul cel mai folositor, dar și cel mai fericit este omul care știe să se stăpânească pe sine. Am vorbit mai devreme la studiu anterior despre Petru, care nu mai așteaptă ordinul Domnului, scoate sabia și o ia înainte și îl lovește pe robul marelui preot. Și Domnul este cel care reversează acțiunea lui. Nu o lasă așa și nu îi îngăduie, ca paguba, consecința acțiunii lui Petru să rămână permanentă. Da? Și până la urmă, fiecare dintre noi suntem în aceeași poziție când vine vorba despre răbdarea în a asculta, a aștepta răspunsul Domnului. Da? Cu toții avem probleme cu lucrul acesta și autocontrolul este cel care este ceea ce ne poate ține să așteptăm cu răbdare răspunsul lui și să nu acționăm decât atunci când știm că asta este voia lui. Lipsa controlului nu este o calitate, nu este rețeta fericirii, ci este un defect. Mi-amintesc de versetul din Proverbe care spune că cel care știe să-și stăpânească mânia sau să se autocontroleze este mai prețios decât cineva care e pe prima linie și dărâmă cetățile. Da? Cel mai mare viteaz. Deci forța brută este inferioară autocontrolului, care reprezintă puterea interioară de a te stăpâni pe tine, de a te controla pentru un scop mai înalt. Viața de membru în adunare implică autocontrol. Cei care nu reușesc să se stăpânească pe sine, de fapt, sunt cei care îi vor răni pe alții și care vor produce pagube în adunare. Și este un semn de imaturitate. Prin faptul că în adunare avem, fiecare adunare are oameni de orice statură spirituală, și nou-născuți, și prunci, și copii, și oameni mai maturi, asta înseamnă că automat vor exista astfel de probleme în adunare. Dacă toată lumea este lipsită de control și fiecare își caută doar interesul lui, păi asta ar însemna sfârșitul adunării respective. Da? Scriptura ne învață că adunarea este un templu bine închegat. Automat când spuneau templu, da, apostolii, scritorii nou testamentari se gândeau la templu din Ierusalim, nu se gândea la Partenonul din Atena. Templu din Ierusalim era o construcție extraordinară, monumentală pentru vremea respectivă și nu numai.
era o clădire bine închegată. Țineți minte când apostolii erau fascinați în Matei 24 de calitatea clădirii. Și spunea, uite, Doamne, ce pietre, uite ce clădiri, fiecare piatră este frumos sculptată, este la locul ei, este perfectă. Apostolul ne spune, templul noului legământ, adunarea, este un templu bine închegat. Da? Asta înseamnă că trebuie să existe o sculptură, o pregătire a fiecărei pietre. Și până la urmă este vorba de o pregătire continuă în viața noastră și spre deosebire de templul lui Solomon, a cărui pietre și componente au fost pregătite în șantier și după aceea când au fost gata pregătite, au fost aduse împreună. În templul spiritual care este adunarea, locul, șantierul, școala este tocmai în adunare. Pentru că templul acesta crește. Creșterea înseamnă că astăzi componentele templului trebuie să fie mai bune decât ieri. Asta implică creșterea. Autocontrol. Autocontrolul este absolut esențial și este o dovadă a maturității cuiva. Cu cât ne putem stăpâni mai bine, cu atât arătăm că suntem mai maturi. Dar nu-i suficient disciplina și maturitatea nu înseamnă doar autocontrol. Da? Înseamnă și hotărâre sau determinare. Da? Poți să fii foarte eficient la un antrenament. Poți să excelezi și să ai un talent deosebit, indiferent de ce antrenament e vorba. Dar dacă îl faci din an în Paști, degeaba îl faci. Nu o să excelezi niciodată. E vorba de un efort susținut, determinarea de a fi acolo și a crește în mod continuu. Când vine vorba despre antrenament, păi dușmanul principal al disciplinei este delăsarea. Nu? Și delăsarea este opusul străduinței. Și de asta spunem la început, ne vom strădui, pentru că străduința este opusul delăsării. Delăsarea înseamnă, las că e bine și așa. Las că sunt destul de bun. Da? Las că lucrurile sunt destul de bune. Și încet, încet, standardul este coborât. Când 1, 2, 3 și tot mai mulți fac lucrurile acestea într-o adunare, standardul adunării se coboară. Și atunci, de fapt, se coboară și plafonul creșterii adunării în sfințenie și în maturitate. Niciun sportiv nu va face performanță dacă nu este determinat să fie azi mai bun decât ieri. Și niciun copil al lui Dumnezeu și niciun membru al adunării nu va crește și nici adunarea nu va crește dacă nu există determinarea fiecăruia ca la nivel individual și la nivel de adunare, adunarea noastră să fie mai bună astăzi ca ieri. Învățăm din eșecuri, învățăm din greșeli, privim spre Hristos și până nu ajungem cât mai aproape de El, până nu semănăm cât mai mult cu El, nu ne vom mulțumi cu starea în care suntem. Da, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru progres, îi mulțumim că astăzi suntem mai bine decât anul trecut sau decât acum 5 ani, dar nu mă pot mulțumi cu asta. Eu astăzi vreau să fiu mai bun ca ieri și mâine mai bun ca azi. Asta este în pași ăștia mici, dar continui, prin care adunarea și eu, ca membru al ei, trebuie să cresc. Ne vom strădui. Dacă nu ne străduim și creșterea adunării în sfințenie și în maturitate, la fel ca creșterea individuală, implică strădanie continuă. Dacă nu ne străduim, nu suntem o unealtă în mâna Domnului prin care adunarea crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și ar trebui fiecare să ne gândim dacă prin contribuția noastră adunarea crește, stagnează sau dă înapoi. Da? E o provocare pentru fiecare. Da? Dacă eu cresc spiritual și ajut pe alții să crească, atunci contribui cu bucățica mea. Că unul are un ritm, altul are alt ritm, poate care e mai lent, da? Dar atâta vreme cât toți tragem împreună, unul poate să aibă o forță mai mare decât altul. Da? Lucrurile se mișcă în bine, adunarea crește. Dar
Aici e secretul. Adunarea nu poate să crească prin contribuția doar a unui singur om sau a câtorva oameni, ci prin contribuția tuturor în ritmul după puterile fiecăruia. Și atunci asta este marea întrebare pe care aș vrea să ne-o punem. Cât, care e aportul meu în creșterea în sfințenia adunării? Cât crește prin efortul meu, prin slujirea mea, adunarea în asemănarea cu Hristos și cum devine mai matură și mai sfântă, așa cum spune Pavel că trebuie să fie templul lui. A doua expresie este prin harul lui Dumnezeu. Ne vom strădui prin harul lui Dumnezeu. Este foarte important să recunoaștem că nu poate să existe progres spiritual decât acolo unde este har din partea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fim conștienți că fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a acordat har. Adică nu este niciunul, nici o persoană mântuită căruia Dumnezeu să nu-i fi dat niciun har. Mântuirea, în primul rând, este 100% harul lui Dumnezeu. Și dacă ești mântuit, automat Dumnezeu ți-a dat har. Dumnezeu te-a plasat în har, în favorul lui. Apostolul spune în Apostolul Pavel spune în Roman 12, un text pe care noi l-am mai citit, în versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Tocmai avem aici câteva din darurile pe care Dumnezeu le dă credincioșilor individual. Și darurile acestea au ca sursă harul care ne-a fost dat. Cui? Păi tuturor mădularelor trupului. Dar fiecare primește un alt dar, adică un alt har, în așa fel încât să contribuie prin el la binele și la creșterea trupului. Unul are dar de învățătură, altul are dar de cârmuire, adică de organizarea lucrurilor, altul are dar de îmbărbătare, altul are dar de a da, de dărnicie sau de milostenie, da? De a face lucruri pentru a-i ajuta pe frați. Toate astea sunt daruri, daruri pe care te echipează pentru slujire și ele au ca și cauză harul. Acum, harul lui Dumnezeu, el este, Dumnezeu este suveran să-și împartă darurile și harul așa cum el consideră de cuvință. Eu nu pot, dacă m-a făcut ureche, n-am dreptul să cârtesc și să spun, da, eu vreau să fiu picior sau să fiu mână. Da? Și dacă Dumnezeu mi-a dat mie un alt har, eu n-am dreptul înaintea lui să spun, păi eu n-am nevoie de picior. Da? Eu sunt mână, mă descurc. Așa. Trupul n-are nevoie de cutare. Nu. N-avem voie să facem lucrul acesta. Și chiar dacă m-a făcut mână la fel ca și pe o altă mână, eu n-am voie să fiu supărat că de ce m-a făcut mână stângă când eu voiam să fiu mână dreaptă. Dumnezeu dă har fiecăruia o măsură de har și daruri după voia lui suverană. Cine nu cunoaște darul pe care îl are și chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o sau cine e nemulțumit cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, omul acela nu a înțeles cu adevărat favorul pe care Dumnezeu i l-a dat. Că Dumnezeu nu era dator să-i dea. Dumnezeu nu-i dator nimănui. Darurile și slujirile pe care el, lucrările la care ne cheamă, sunt pur și simplu un favor pe care el ne-l face. Asta înseamnă har, nu? Dar, favor. Nu e obligat să facă lucrul acesta și nu avea nicio datorie față de noi să facă lucrul acesta. Deci, înzestrarea cu daruri spirituale are ca și cauză harul său. Și nimeni nu poate să spună, Dumnezeu nu mi-a dat niciun har. Dumnezeu mie nu mi-a dat niciun dar. O dat totul altuia și nu e nimic. Fals. Nimic mai fals. Asta este o
insultă, nu pot să-i spun altfel, la adresa lui Dumnezeu. Ignoranța noastră față de ceea ce a pus El în noi, da, nu schimbă faptul că El a pus în noi și nu schimbă responsabilitatea pe care o avem de a-L sluji conform acelei chemări sau darurilor pe care El ni le-a dat. Apostolul Petru spune în 1 Petru 4:10, e un verset important despre slujirea în adunare. Zice așa, 1 Petru 4:10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și acum, în versetul 11, de câteva exemple. Ce înseamnă asta? Se adresează Apostolul Petru doar slujitorilor? Adică darurile sunt doar acelea de vorbire publică și de instruire publică? Nu spune, fiecare din voi, dar cine sunt fiecare ăștia? Uitați-vă mai sus în context și o să vedeți că e fiecare credincios, fiecare membru din adunare. Și atunci le spune apostolul, fiecare trebuie să fiți, fiecare sunteți ispravnici. Ați primit ceva ce nu e al vostru, e un dar pe care Dumnezeu vi l-a dat spre administrare. Și fiecare dintre voi sunteți responsabili să-l administrați bine. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, multifacetat, diversificat, divers. Asta e termenul. Felurit. Fiecare din voi să slujească după darul pe care l-a primit. Fiecare aveți un dar anume. Împreună adunarea, da, se bucură de harul diversificat. Pentru că sunt o mulțime de daruri și de slujiri acolo, în adunare. Împreună sunteți administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu și fiecare în parte trebuie să fiți un bun ispravnic al harului individual pe care Dumnezeu vi l-a dat. Asta e ceea ce spune apostolul Petru. Nimeni nu poate să spună, păi, eu nu mă încadrez aici. Adică cu tare și cu tare și cu tare are un anumit dar, are parte de harul Dumnezeu, eu nu am. Nimeni nu poate să spună lucrul acesta. Datoria noastră, dacă nu știm încă ce daruri avem datoria și ce chemare avem datoria noastră, este să le aflăm și să slujim conform lor. Următoarea afirmație pe care o facem este aceasta, să ne luptăm pentru creșterea acestei adunări în sfințenie. Ne vom strădui prin harul lui Dumnezeu să ne luptăm pentru creșterea acestei adunări în sfințenie. Creșterea în sfințenie, în primul rând, este o luptă. De ce? Pentru că e împotriva firii noastre. De ce? Firea urăște sfințenia. Din toate atributele lui Dumnezeu, natura păcătoasă a omului urăște cel mai mult sfințenia lui. Trebuie să fim conștienți că asta este cea mai importantă luptă în care putem să fim implicați. Că creșterea în sfințenie implică asemănarea noastră tot mai bună cu Domnul Iisus, care este capul adunării, cu Dumnezeu însuși. Am zis că e o luptă. Păi cu cine luptăm? Luptăm cu Satan, pentru că suntem implicați într-un război spiritual. Satan urăște sfințenia și automat va încerca să împiedice creșterea noastră în sfințenie, lupta împotriva păcatului. Luptăm cu lumea, pentru că societatea, lumea care zace în cel rău, încearcă să ne distragă și să ne ispitească, să ne ofere lucruri care sunt contrare creșterii în sfințenie. Și atunci trebuie să discernem lucrurile și să vedem ce primim și ce nu. Dar cea mai mare luptă și cea continuă este lupta cu noi înșine, pentru că propria noastră fire este opusă sfințeniei. Și un copil al lui Dumnezeu, când este născut din nou, își dorește. Deci, imediat după nașterea din nou, ne dorim să fim ca El, dorim să renunțăm la orice păcat, renunțăm la orice lucru care ne împiedică să fim ca Domnul nostru. Dar după aia vedem cât e de greu. Pe măsură ce înaintăm în viața de credință, vedem că, de fapt, creșterea în sfințenie este o luptă. Și este o luptă cu
noi înșine. De-a lungul timpului poate să intervine oboseala sau căderea de oboseală, cum spune apostolul la un moment dat, poate să intervină delăsarea și de asta ne se aduce aminte că face că suntem într-o luptă, într-un război și cel mai important este să ținem minte că disciplinarea reprezintă lupta cu noi înșine, cu firea noastră. Pe măsură ce învățăm să ne ținem firea sub control, vom găsi o dorință tot mai mare, da? După sfințenie. Aș vrea totuși să observăm faptul că în afirmația noastră nu spunem că să ne luptăm pentru creșterea noastră în sfințenie. Putea să fie afirmația de genul acesta, adică fiecare să-și vadă de treaba lui și de propriul lui progres, propria lui perseverență în sfințenie, că doar asta ne ocupă tot timpul, nu? Lupta cu firea noastră și ne consumă cea mai mare parte a energiei. Cu toate astea, afirmația e foarte importantă și demnă de observat că fiecare dintre noi nu luptăm doar pentru creșterea noastră individuală în sfințenie, ci trebuie să ne luptăm pentru creșterea adunării în sfințenie. Sunt două lucruri diferite. Când mă concentrez doar pe mine, nu mă interesează de cei din jurul meu. Eu pot să cresc, să am un ritm de creștere în sfințenie și în cunoștință, în maturitate foarte accelerat. Da? Și să mă bucur de o relație foarte apropiată cu Dumnezeu și în același timp să-i las mult în urmă pe cei din jurul meu și să nu mă intereseze de propriile lor lupte, de propriile lor eșecuri, de propriile dificultăți cu care se confruntă. Și aici cred că este un secret și ceva care merită să băgăm în seamă, și anume că fiecare dintre noi trebuie să fim preocupați nu doar de creșterea noastră spirituală sau perseverența noastră în sfințenie, dar de perseverența în sfințenie a întregii adunări. Bineînțeles, lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât dacă eu mă autodisciplinez, dacă eu cresc continuu. Deci asta nu înseamnă că mă interesează de toți ceilalți în afară de propria mea persoană. Mă disciplinez pe mine, dar în acest timp eu trebuie să caut să veghez și asupra fraților mei pentru ca împreună să creștem în sfințenie. Pentru ca împreună adunarea noastră să crească pentru a fi un templu sfânt în Domnul. În adunare nu mă preocupă doar bunăstarea mea spirituală, ci trebuie să mă preocupe binele celorlalți. Asta înseamnă că veghez asupra lor, că mă rog pentru ei, îi ajut să crească în mod activ cu tot ceea ce pot eu, cu tot ceea ce sunt în stare, îi avertizez, indiferent cine sunt. Dacă fratele meu sau sora mea văd că vine un pericol sau ei se îndreaptă spre un pericol, nu o să spun, păi nu mă afectează pe mine, eu să cresc spiritual. Din contră, eu trebuie să intervin. Trebuie să îi avertizez atunci când văd un pericol. Poate pericolul e doar în mintea mea. Da? Nu contează. Eu trebuie să mă achit de datoria pe care o am față de ei ca să fiu păzitorul sau veghetorul asupra străjer, asupra fraților mei, nu doar asupra mea. Dacă au greșit, trebuie să mustru. Și îi mustru în dragoste și cu blândețe. Nu cu atitudine de superioritate, că vezi cine ești tu că ai căzut și eu care sunt mai tare n-am căzut. Vai de noi dacă avem atitudinea asta că următorul care o să cadă voi fi eu. Când am atitudinea asta, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, îți taie calea dacă ai atitudinea asta. Da? Și te învață, da, să relaționezi altfel și să ai milă de sensibilitățile și de slăbiciunile celorlalți. Dar parte din creșterea adunării în sfințenie este că nu întoarcem privirile atunci când vedem o problemă sau o luptă a cuiva dintre noi. Nu ne facem că nu se întâmplă nimic. Da? Atunci când cineva este căzut, atunci când cineva este apăsat, da? Când este îngenunchiat de propriile lupte, poate de propriile eșecuri, datoria noastră este să îl ridicăm.
cu dragoste, să-l ridic pe cel doborât, să ușurez povara celui apăsat, să-l avertizez pe cel care se îndreaptă spre pericol. În felul acesta, să știți că creștem cu toții împreună în sfințenie. Lucrurile astea nu sunt valabile doar atunci când eu sunt bine spiritual, doar atunci când sunt tare, doar atunci când progresez eu. Adică, nu doar cei mai tari trebuie să poarte slăbiciunile sau să poarte poverile celorlalți. Noi sau voi care sunteți tari, sunteți datori să purtați, da, sarcinile celor mai slabi. Asta e o datorie a dragostei care o fixează Domnul. Dar fiecare dintre noi, indiferent de starea în care suntem, nu avem voie să ne uităm doar la propria noastră ființă și la propriile noastre slăbiciuni și să spunem, asta este, eu nu mă descurc nici măcar cu povara mea, dar minte să ajut la ușurarea poverii altuia. Atitudinea e greșită și vom vedea că, în ciuda greutăților cu care noi ne confruntăm, dacă nu ne concentrăm doar asupra noastră, ci și asupra fraților noștri din dragoste, povara noastră va deveni mai ușoară. Avem datoria asta unii față de alții înaintea lui Dumnezeu. Creșterea spirituală este o muncă în echipă. Nu este o competiție între sportivi individuali, da, în adunare. Este o muncă de echipă. De fapt, Domnul a lăsat adunarea pe pământ ca să fie locul în care creștem spiritual mai mult și mai bine și mai repede decât am face-o pe cont propriu. Da? Prin mediul în care ne-a așezat, prin oamenii pe care ne-a adus înainte ca să ne slujim unii pe alții, prin situațiile în care Dumnezeu ne aduce, El lucrează în mod activ sfințirea noastră. Și n-am experimentat aceeași stare de maturitate dacă am fi pe cont propriu. Nimeni, oricât de mult ar spune asta, nimeni nu este mai bine în afara adunării decât în adunare, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al maturității sau al sfințeniei. În adunare, și ăsta e ultimul gând, nu alegem pe cine să ajutăm. Nu alegem pe cine să întărim. Nu alegem pe cine să slujim. După cum nu alegem noi pe de cutare îmi place, îl vreau să fie membru, de cutare nu-mi place, mă calcă pe bătătură și nu vreau. Adunarea este variată, este diversificată, nu în ce privește mântuirea sau în ce privește doctrina, că trebuie să fie una, dar în ce privește felul în care este, da? Fiecare membru al ei. Trebuie să-i slujim pe toți aceia pe care Duhul îi aduce împreună ca să formeze adunarea din care facem parte. Și împreună să veghem unii asupra altora pentru creșterea în sfințenie a adunării noastre, în așa fel încât să semene mai mult cu Dumnezeul de trei ori sfânt pe care îl slujim. Domnul să ne ajute din plin la lucrul acesta. Amin.